Salut, prieteni, sunt Adrian Pârvu și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Tragedie în Ploiești. Un bărbat s-a aruncat în gol de pe un bloc cu 8 etaje pentru că s-a certat cu soția. Ieri, la primele ore ale dimineții, s-a petrecut un caz deosebit de grav în Ploiești. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani care s-a aruncat în gol de pe un bloc cu 8 etaje, scriu cei de la știrile ProTV.ro. Evenimentul nedorit s-a petrecut într-un bloc situat pe un bulevard aglomerat din Ploiești. Bărbatul a urcat pe coperiș și a amenințat că îți va face rău. Persoanele care l-au auzit au sunat autoritățile imediat. Eugen Tuga, administratorul blocului. Am auzit gălăgie afară. Vecinii strigau. Îți aduce copilul acum. Nu te arunca. Am coborât să văd și eu ce se întâmplă. Era multă lume strânsă în spatele blocului. Polițiștii povestesc că au trecut câteva minute de la primirea apelului aici, la fața locului. Au reușit să urce pe acoperiș, să stea de vorbă cu bărbatul. L-au întrebat cum se numește. Din nefericire însă, în scurt timp, acesta a recurs la un gest extrem și necugetat. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la terapie intensivă mobilă din cadrul Spitalului Județean, dar eforturile medicilor au fost în zadar. Violeta Tănase, medic UPU Ploiești. Colegii mei au continuat manevrele de resuscitare până la 45 de minute. Pacientul prezenta leziuni care păreau incompatibile cu viața. Raluca Vasiloae, purtător de cuvânt ISU Prahova. În primele momente de la sosirea la locul intervenției, pompierii au calat autostrada până la etajul 8, însă, din păcate, bărbatul nu a cooperat. Polițiștii au audiat martorii, dar și familia bărbatului decedat. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă. Dragi prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut articolul, puteți să lăsați un comentariu, să-mi dați un like și să vă abonați paginii mele. O seară frumoasă!